români. Ideea mi-a venit într-o seară. Citeam povestea înainte de culcare, fetițe mele de 6 ani. Și povestea de la care a plecat focul, sună cam așa. Într-un vechi săduc din China, cu mult timp în urmă, se afla o casă veche și nelocuită. Toți se temeau să intre în ea, pentru că arăta sinistru și se părea că ar fi bântuită. Ceea ce puțin știau era că în interiorul casei se aflau 1000 de oglinzi. Într-o zi, un cățeluș dornic de aventură și de explorat lucruri noi, s-a apropiat de casa cu pricina. A ajuns la intrare, a studiat fațada și s-a făcut frică. Apoi s-a gândit dacă tot a ajuns până aici, ce ar fi totuși să intre. Și a făcut curaj, a împins ușa și s-a uitat înăuntru. Mare a fost mirarea când a văzut 1000 de capete de cățeluși uitându-se spre el. Ce s-a gândit oare să facă? A intrat cu tot corpul înăuntru și a început să latre furios la ceilalți, crezând că o să-i sperie și astfel o să rămână singurul explorator al casei. Reacția a fost pe măsură. Toți cățelușii au lătrat furioși către el, făcându-l să plece cu coada între picioare, spunându-și ce casă urâtă și neprimitoare și ce cățeluși răi. Cu siguranță nu o să mă mai întorc niciodată aici. Într-o altă zi, un alt cățeluș, la fel de curios ca primul, s-a apropiat de casa cea veche despre care se spuneau atâtea. Și a ajuns la intrare. Era entuziasmat pentru că se gândea că o să găsească o grămadă de lucruri noi și interesante în acea casă, având în vedere că e atât de mare. Așa că a băgat capul prin ușa întredeschisă și a văzut 1000 de capete de cățeluși uitându-se mirate către el. Era foarte bucuros pentru că se gândea că o să-și facă foarte mulți prieteni. Așa că a intrat cu totul înăuntru și a zâmbit. În acel moment, cei 1000 de cățeluși au zâmbit la el. A început să facă tumbe, să dea din coadă în semn de prietenie și cățelușii au făcut exact la fel. Era foarte bucuros pentru că și-a făcut atât de mulți prieteni noi. Așa că după ce s-a terminat joaca, și-a luat la revedere și a plecat gândindu-se ce casă mare și prietenoasă și ce cățeluși veseli. Voi reveni și mâine. Morala este una simplă. Gândește-te la cei din jurul tău ca la niște oglinzi în care imaginea ta se reflectă. Zâmbește. Zâmbește oricui și zâmbetul se va întoarce înapoi. Zâmbetul este un instrument foarte puternic. Și pentru că am văzut cât de mult contează, m-am gândit că probabil că o să mai fie și alte beneficii. Așa că am căutat și am descoperit că ne naștem zâmbind. Potrivit grație tehnologiei tridimensionale cu ultrasunete, acum se poate vedea cum bebelușii zâmbesc încă din uterul mamelor. Zâmbetul este cea mai simplă formă biologică de exprimare. Paul Ekman, cel mai mare expert în expresii faciale la nivel mondial, a descoperit că zâmbetul este
transcultural și are aceeași semnificație în diverse societăți. A făcut câteva studii în Papua Noua Guinee și Ekman a descoperit că membrii unui trib care nu avea nicio legătură cu vestul și cultura vestică și se erau recunoscuți pentru ciudate ritualuri de canibalism, au folosit zâmbetul exact în aceleași situații cu orice altă persoană din lume. Charles Darwin a dezvoltat teoria răspunsului prin feedback facial, care sugerează că actul de a zâmbi ne face să ne simțim mai bine. Contrar concepției prin care zâmbetul ar fi doar rezultatul faptului că ne simțim bine. Practic, circuitele neuronale responsabile de emoții și de starea de fericire se declanșează atunci când zâmbim. Am mai aflat că zâmbetul înseamnă sănătate. Există dovești științifice prin care zâmbetul ne face să reducem nivelul de stres, avem o sănătate mai bună și un nivel de endorfine ridicat, care stimulează dispoziția și reduce presiunea sângelui. Am mai aflat că zâmbetul are legătură cu succesul în viață. Ron Gutman, conform unui studiu realizat în perioada de 30 de ani la Universitatea Berkeley din California, a descoperit că zâmbetul are efecte într-adevăr asupra vieții noastre. A studiat, a analizat fotografiile unor studenți dintr-un vechi album și a văzut legătura cu succesul și realizările lor în viață. Conform zâmbetelor din fotografii, cercetătorii au putut preconiza cei care vor avea cele mai durabile și mai bine căsnicii, cei care vor avea cele mai mari, cele mai bune rezultate măsurau starea de bine și cei care vor inspira cel mai mult. Probabil că v-ați dat seama, cei care au zâmbit cel mai mult aveau cele mai bune scoruri la cele de mai devreme. Mai mult de atât, zâmbetul are legătură cu vârsta. Un alt studiu realizat în 2010 asupra carpanașelor cu jucătorii de baseball a văzut că lărgimea zâmbetului are legătură cu lungimea vieții. Da. Cei care, să fiți surprinși, însă cei care nu zâmbeau deloc, au trăit în medie de 72,9 ani, spre deosebire de cei care aveau zâmbete radioase și au trăit 79,9 ani. Și o diferență de 7 ani, nu pentru că au zâmbit, mai mult. V-ați întrebat odată de câte ori zâmbim? Se spune că peste 30% dintre oameni zâmbesc mai mult de 20 de ori pe zi. Și sub 14% zâmbesc mai puțin de 5 ori pe zi. Însă cei care zâmbesc cel mai mult sunt copiii, care ajung să zâmbească până la 400 de ori pe zi. V-ați întrebat vreodată de ce, în momentul în care suntem în preajma copiilor, zâmbim mai mult? Eu vă propun acum să facem un mic exercițiu. Și doi câte doi, da? Pereche. Întoarcem ori în stânga, ori în dreapta, ca să ne găsim un partener, o parteneră, un coleg de lucru. Și cei din partea stângă, numărul 1, da?
cei din partea dreaptă, numărul 2. Cei cu numărul 1, stânga mea. Aici, da? Stânga, numărul 1, numărul 2. Cei cu numărul 1 vor zâmbi, da, vreau să stau, voi să stați unii în fața celuilalt, da? Să vă întoarceți către partea către colegi. Și acum, numărul 1 va zâmbi preț de 10 secunde către numărul 2. La treabă. Numărul 2. Feedback, reclamații și sugestii, vă aștept la testarea de mail. Vă mulțumesc!